am mulțumit să termina sezonul regulat cu Victoria și marcat. Da, era foarte important pentru noi să terminăm cu o victorie, chiar dacă nu am practicat un joc prea plăcut ochiului, să zic așa. Noi ne-am atins obiectivul astăzi, mă bucur că am reușit să marchez, însă contează mai puțin cele 3 puncte primează tot timpul. Foarte bine și din punct de vedere sportiv și îmi place și să locuiesc în Sibiu, un oraș foarte frumos și un club foarte bun în care ăsta, colegii m-au primit foarte bine și pot să zic că deja mă simt ca. Golul tău a făcut diferența astăzi. Cum te simți cu acest meci? Bună ziua! Mă bucur că am câștigat. Nu neapărat că a făcut diferență golul meu. A fost un meci foarte greu, un teren greu și am luptat până la final și am câștigat. Asta e cel mai important. Urmează play-off-ul. Ce așteptări ai tu, Călin? Așteptări personale nu pot să zic că mi-am setat ceva anume. Important e echipa. Vrem să promovăm. Vrem să promovăm de pe primele două locuri. Asta e cel mai important. Și în rest, nu știu ce să vă zic. Să avem constanță. Astăzi la Timișoara, ce a făcut diferența astăzi? Cred că valoarea era normal, avem echipă bună, venind după o înfrângere dureroasă etapa trecută, mă bucur că încă o dată am avut reacție, din păcate am tot pierdut puncte, poate și pe fondul unor jocuri proaste, poate și din cauza altor probleme, nu vreau să dezvolt. Însă, cred că a fost o primă repriză mult mai bună a noastră, totuși, având prima ocazie, parcă am revăzut jocul Clujul, având prima ocazie pe care Clujul ne-a marcat gol, acum la fel, avem ocazie pe început și pe urmă pe contraatac, au ei ocazie foarte mare, care am controlat jocul și sunt niște reguli nescrise în fotbal. Nu vreau să intru iar în detalii vis-a-vis de partea tehnico-tactică, însă mai sunt 30 de secunde și luăm un gol care nu anunță absolut nimic. A doua repriză, bineînțeles, un gol foarte frumos al lui Popescu, îl felicit, un copil extraordinar și ceea ce face el arată că munca bate talentul, asta vis-a-vis de Oroian, pe care suntem foarte supărați. Pe final am încercat să fim pragmatici. Am avut, repet, am pierdut puncte câteodată având 1-0, având 2-1 acasă și chiar nu era cazul meciul ăsta. Adică a fost poate o finală pentru noi. Sunt 3 puncte mari în economia play-off-ului.